50, dar tot nu erau suficienți ca acest oraș să arate curat, așa cum ne dorim cu toții. Fiindcă suntem într-o competiție până la urmă. Acum au plecat 200 acasă. N-au pus să dea 10 miliarde. Parcă le dau de la ei de acasă banii ăștia. Deci serviciul acesta de salubritate, nu eu l-am transformat în societate comercială. Nu știu ce perspectivă. Ca să plătească redevență primăriei. De asta și crescut tarifă. Deci atenție. Ei hotărăsc aiurea, ei nu mai respectă hotărârea și atunci, bineînțeles, că legea e și de partea mea, e și de partea lor. Mă acuză pe mine, dar acuză și pe ei. O să vedem ce va ieși.